În cea mai mare parte a Ucrainei, din nou au fost anunțate alarme aeriene. În ultimele 24 de ore au fost supuse bombardamentelor regiunile Harkov și Zaporojie. Sunt și victime. Rusia a efectuat peste 300 de lovituri asupra obiectivelor energetice doar în 10 zile, susține Ministerul Ucrainean al Energeticii. Între timp, armata ucraineană anunță despre eliberarea 88 de localități în care locuiesc peste 12.000 de oameni. Totodată, geniștii ucraineni deminează zonele eliberate. Aceasta a fost o rachetă Smerch sau Grad, o bombă cu dispersie. Rușii au stat acolo, iar ucrainenii aici. Au tras în toate părțile. Aici au pus mine antitank. Printre case sunt multe mine pentru a opri vehiculele militare. Nu vom merge pe câmp pentru că ar putea fi zone minate. Mai găsim mine și din cel de-al doilea război mondial, chiar dacă au trecut de atunci 80 de ani. Când acest război se va termina, vom avea încă 10 de ani de muncă. Între timp, Kievul acuză Moscova de crearea unor obstacole artificiale în calea exportului de cereale ucrainene, chiar dacă există acorduri mediate de ONU și Turcia. Potrivit președintelui ucrainean, Rusia tergiversează intenționat trecerea navelor, iar din această cauză s-a format un rând de peste 150 de nave care trebuiau să se îndrepte către porturile din Africa de Nord, Orientul Mijlociu și Asia de Sud. Din cauza unor impedimente din partea Rusiei, nu am reușit să exportăm în jur de 3 milioane de tone de cereale, iar acesta e consumul anual la peste 10 de milioane de oameni. Trupele ucrainene anunță despre eliberarea 38 de localități în ultimele 2 săptămâni și jumătate. De pe malul drept al Niprului sunt scoși masiv civilii, atât pe malul stâng, cât și din apropierea Crimeei. Potrivit unor date, ar fi planificată scoaterea a 50-60 de mii de oameni. Totodată, Kievul califică aceste acțiuni drept o deportare. Administrația de ocupație a regiunii Herson acuză partea ucraineană de bombardarea regulată a punctelor civile de trecere. Potrivit datelor publicate de Institutul pentru Studiul Războiului, armata rusă a început retragerea din regiune. Între timp, în regiunea Lugansk, mercenarii ruși au început să construiască o linie de fortificări numită Wagner. Ar fi vorba despre ridicarea unor structuri piramidale din beton, care ar avea rolul de a stopa avansul tancurilor și blindatelor ucrainene, în cazul în care forțele Kievului ar trece la o ofensivă pe scară largă.